Bă, fotografia asta și o trimis lui Nicu în America. Să-i facem o bucurie băiatului. Tu mai faci fotografii? Nu mai fac, tătic. Nu mai faci? Nu. Bă, nimic nu s-a lipit de tine. Nu vrei să conduci și tu puțin? Lasă-mi, eu să nu ți-o lovesc, n-am mai condus de mult. Bare în șoferia să-ți fi plăcut, dacă altceva nu s-a lipit de tine. Ai văzut, frate, tu? S-a lipit și el de ceva. Și-a făcut un rost acolo, cât de cât. M-am liniștit în privința lui. Fărurile lui Leibovici. Ce tot cârtești tu acolo? Spune tare dacă ai curaj. N-am zis nimic, tătic. Nu, că bombănei ceva acolo. Pe mine și pe Norica ne lași în capul erăstrăului. Păi nu te duci la servici? Nu lucrezi în schimbul de la ce oră intri? Parcă spuneai că la două. La trei, tătic, de ani de zile intru tot la ora asta. La fiecare trei săptămâni de ani de zile mă întreb și îți spun că la trei. E bătrân și el, Miteluș. Noi de acum suntem pisăloci și curioși, uităm. Așa sunt bătrâni. Chiar dacă intri la trei, tot o să întârzi. E unul fără un sfert. Până când ajungem balta albă. Ajungem, tătic. Zău, nu înțeleg ce te frământă atâta. Păi mă frământă dacă văd că pe tine nu te frământă. Păi atunci să ne frământăm. Haideți, fraților, să ne frământăm. Ce faci, Costele? Nu te frămânți? Lasă-l, băi, în pace. Nu mă, da, spune și tu, cel fute pe el grija că la ce oră intru cam să întârzi, mă. Nu tânjește nimeni după munca mea de acolo și după leafa mea, tătic. Nu prea se înghesuie lumea la porci. Păi te cred. A, mă, crezi? Mă, crezi? Bine, bine. Ești major, ești vaccinat, eu mi-am la mână. Mâna de pe mine? Da. Ți-ai luat mâna de pe mine? Ia, oprește, domne. Lasă-l, mă, în pace, lasă-l să conducă. Oprește, domne, nu se aude. Luș, lasă-l să conducă. Oprește! Ești nebun, mă, ești nebun, vrei să ne omori? Oprește, domne, nu se aude, oprește! Ești nebun, oprește, nebunule! Oprește, stinga sifilitic! Oprește, domne, nu se aude! Tâmpitule, era să ne omor pe toți. Auzi, tătic, mai ții tu minte când am făcut cererea aia să plec și eu? Ai venit la mine acolo, la porți, cu mama, mai ții minte, mamă? Aveam 16 ani, eram după anul ăla de pârnaie. Lasă, audă și Norica, să știe cu cine are de-a face. Ai început să plângi? Scoate cererea că mă nenorocești? Mai ții minte? Zi, domnule! Minte, lușare, te-ai zis de mare, l-o mor! Mai ții minte, tătic, ia zi! Și am rămas acolo la porci ca să vii tu să faci mișto de mine. Stai, mă, acum vorbesc eu! Și după revoluție, pe cine ia tăticul și trimite cu pile acolo în America? Pe Boldenicu, care după 5 ani spală parcurile și closetele lui Leibovici. Stai, mă! Nu scoți nicio vorbă, ia uite aici. Tătic, ai scăpat de mine. De mâine m-a umflat la armată, tătic, pentru 2 ani, la tancuri. Acum bagă bine la cap ce spun, tătic. De 4 ani bagi mereu pile și mi-am în armata, deși eu nu ți-am cerut-o niciodată, clar, nu? Domnule, nu mai vreau să mai bagi nicio pila. Gata cu intervențiile sau de tătic. Eu mă duc să stau acolo, iadul de pe lume de ochi, eu nu plec de acolo. Așa vrea mușchii mei și să te ferească Dumnezeu să mai bagi o pilă că te omor. Auzi, mamă, vă dau foc la casă și să nu cumva să-mi trimiți vreun pachet. Auzi, mamă, că-l dau la porc! Hai, mișcă-te mai repede! Dă-te jos! Dă-te jos! Dă-te, bă! Du-te, dracule! Du-te, dracule! Băi, du-te, mă, mașină! Ală, mă, ta mașină! Du-ți gura, mă!